Vă salut pe toți băi și fete, bine v-am regăsit la un episod pe acest canal. Astăzi băi, ne-am jucat GTA Real Life pe serverul Red Path România Roleplay. O să aveți toate detaliile serverului și Discord-ul în descriere. Așa că sper să-mi placă, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share și să vă abonați ca unde vrea să continui. Așa că haideți să începem. Bă băi, ți-am venit în orașul ăsta cu niște treabă, cu niște afaceri. Așa că o să aflați pe parcursul videoclipului despre ce este vorba. Bă, Rulica, am ajuns bine, nu? Ăsta e orașul, nu? Rulica! Da. Ăsta e orașul, nu? Mai zi o dată, te rog. Ăsta e orașul, nu? Ăsta e orașul, e bine unde am ajuns. Uite mașina acolo, uite mașina acolo. De cu stânga așa frumos. Țaca, paca, așa. Bă, că am ajuns bine, e bine. Venit în orașul Red Path. Hai să vedem în ce ne băgăm și noi pe aici. O, altceva. Să trăiți, domnul. Ce faceți, bă? O, ce zici, mă, Edi? Bă, ce faci, domnule, bă? O, te rolică, ce fa, bă, rolică, bă? Am venit și noi cu treabă pe aici. Bă, am venit să căutăm treburi, ne-am deschis și noi mafia, frate, și am venit să căutăm ceva, arme. Legi. Mai ții minte mesajul ăla ce ți l-am dat? Mai ții minte mesajul ăla ce ți l-am dat? Spune-mi cum începe, că dacă spui cum începe... Stai așa, deși atent, ți-am zis așa, salut domnul Eddie, am avea și noi nevoie de jucării de calibru mare, dacă ți-a ușa mine. Ai bă, Eddie! Băieți, dacă stai eu să mă gândesc, eu nu am, dar am un... prietenaș, așa, un tovarăș, dacă știți ce zic. Dar trebuie să munciți un pic pentru el ca să... Da, exact. Păi și e băiat serios? Trebuie să munciți un pic pentru el ca el să vă dea, știți? Păi avem bani, bre, plătim cash, avem baliza de bani în avion. Nu merge așa, nu merge așa. La el trebuie muncă. Păi de ce? Nu știu, așa e el. Un pic mai na. Amă că muncim, mă, Rolic, că muncim, dacă trebuie să muncim. Bă, am venit aici să muncesc. Bă, dacă trebuie să ne dea, dacă muncim și ne dă arme decât să dăm bani, păi mare economie. Să vă avertiz pe acum, eu vă duc, vorbesc puțin cu el, să sperăm că, na, o să... Bre, uite cum facem, fii atent. Poți să-i spui că suntem în criză de timp, pentru că noi trebuie să ne întoarcem înapoi în oraș. Diseară avem zbor, diseară. Exact. Și tocmai ce, na, știi că noi nu putem să stăm foarte, foarte mult pe aici. Am venit ziua, azi dimineață, diseară trebuie să plecăm, băi, Edi, înțelegi? Exact, diseară noi trebuie să și deplăm. Până diseară. Păi și îi spui că suntem în criză de timp și că avem nevoie să plecăm. Și omul are organizație. Hai să mergem să vorbim cu el, mă, e în oraș? Hai, stai să... Ia tu valiza, Andrei, iei tu valiza sau... Hai că o iau eu de aici. Hai să vedem, băieți, în ce ne băgăm. Sweet Case 2. Da, mă, Rolică, bă, și e cam, să știi că omul nu e de ăsta așa, e cam periculos. Are și el o organizație acolo. Păi și... Credeam că m-ai lăsat singur în spate, Rolică. Nu, bre, mă bag cu tine. Bre, stai așa un pic, păi și... Ce ar putea el să ne dea să facem? Sper că nu sunt omorul cu cineva. Bre, nu știu, bre, ce ar putea el să facă, dar... O să vorbesc eu acolo cu el, că el nu prea, na, eu cu el mă cunosc așa de ceva timp. O să vorbesc eu cu el, să văd ce treburi o să vă dea. Bă, dar sunt oameni răi pe aici, pe-n oraș? Bă, sunt, bre, sunt. E băiat serios ăsta? De unde l-ai cunoscut? Ăsta e serios, l-am cunoscut acum un an, la un JAF. Eu cu niște băieți de-a mei am vrut să dăm un jaf la o bancă numită Alfa. Alfa? E ceva bancă, nu? Aici în oraș, nu? Da, ceva. Și el a fost mai isteț și a luat-o înaintea noastră, știi? Și ne-am întâlnit de acolo. Și ce să facem? Să ne batem între noi? Care ia bancă? Care așa? E, am cooperat și da. Așa.
Și am împărțit jumătate, el așa a spus că împărțim jumătate. Na, îți dai seama, eu cu câțiva băieți de-a mei, el cu lita mai organizație, na, nu mă, putea meu, să... de aici, palmier, copaci. Acolo la Jaf. E ala de-n față de acolo? E bine posibil să fie el, sau unul din oamenii lui, nu știu. Bă, suntem în siguranță aici, mamă, n-am niciun cuțin. Ce nebun e ăla? Deci, dacă vreți, ieșiți puțin din mașină sau așteptați aici, că mă duc să vorbesc cu el, da? Mașina. Da, da. Aici, așteptăm aici, așteptăm aici. Bă, Andres. Bă, dacă zici ăsta să ne omoare, ești nebun la cap. Bă, nu, bă, ca Edi, Edi. Bine, mă. Bă, Edi, fratele meu. Da, da, de cât timp nu l-ai mai văzut? Vezi că banul schimbă omul, bă. Bă, pe Edi nu-l schimbă banul. Nu știu ce să zic. Edi schimbă banul, nu banul schimbă pe Edi, ce zic? Nu-mi place cartierul ăsta aici deloc, uite, te știu ce... Mașini ce explodate. Nu știu ce să... să... Și cu ce s-o ocupa, doamne, ăștia? Eu sunt claxoane de poliție, bă. Mă zic și eu. Bine, Edi. Hai băieți. Hai Rolică. Am vorbit eu cu el, da. Sperăm că poate... Hai să vedem băieți. Să trăiți, domnul. Salut, salut. Andrei mă numesc, încântat. Loc Alexandru. Să trăiți. Să trăiți, să trăiți. Roland mă numesc. Salut. Domnul. Am zis de la prietenul meu că aveți... Că vreți ceva de treabă, ca să faceți voi un bani aici pe orașul nostru. Domnul, avem nevoie de niște arme, domnul. Noi avem organizații. Aha, deci arme. Avem nevoie de niște arme. Da, și am înțeles că, de la prietenul meu, Edi, că trebuie să facem ceva ca să obținem acele arme. Da, nu prea da, încredere în voi cu chestia asta, dar să facem. Te rog eu mult, ai, na, pentru mine așa. Uite, uite, noi îl cunoaștem de mult pe domnul Edi, mă înțelegi? Și de-aia am apelat la el. Noi încercăm să găsim niște oameni de încredere și oameni cu care putem să facem treabă bună. De-aia am venit cu o mică atenție aici, dacă după cum observați. Da, domnul, uitați aici, valiza, vă las puteți aici. Puteți să luați acea... Pate. O las aici. Puneți-o acolo, după că... Aici o las. Da, da, da. Ideea este în felul următor. Noi avem... suntem în criză de timp foarte mare. De seara avem zbor, domnul. Programat. Seara avem zborul programat, mă înțelegeți, și noi trebuie să plecăm cât mai urgent. Dar ideea este că nu vrem să pierdem timp deloc, we are wasting zero time și vrem să obținem cât mai repede acele arme să plecăm. Înțeles. Ce trebuie să facem? Aveți noroc că mă cunosc cu David, cu el de ceva timp și sunt ceva... Edi, prietenul nostru, Edi. Am înțeles. Păi, da, trebuie să duceți, vedeți după asta, nu? Da. Acolo am pus banii, băieți. Arme și droguri. Așa. Trebuie să duceți până în paletă la fabrica de chirestea. Cred că știți unde e. Sigur știți. Dați-mă uite aici pe harta. Unde era fabrica de chirestea, băieți? Probabil am mai auzit. Fabrica de chirestea... Da, e plin aici. Cred aici orașul în față de... Păi și ce trebuie să facem? Da, domnul, uite aici, la 1082. Da, da, da. Și acolo ne așteaptă cineva sau cum? Da, o duceți după acolo, acolo vă așteaptă cineva. Și acolo primim armele noastre sau cum? Da, primiți armele voastre și o să primiți și o mică recompensă deci pentru ceea tău. Ce, deci ceea ce vreți să spuneți dumneavoastră este felul următor. Noi facem acest transport cu droguri și arme. În schimbul unui alt transport de arme pentru noi. Da. Maa. Ăla vă descurcați, eu nu mai mă ocup de ăla, vă descurcați cum îl duceți la voi în oraș acolo, nu știu. De ăsta e ocupat tot, poliția n-are treabă cu voi dacă vă prinde. Pe cum n-are treabă cu noi? E vorbit totul. Vorbit tot? Sunt ceva oameni care vă urăsc în orașul ăsta? Sunt, dar nu cred că dormi la ora asta, că... Sunt de aia care umblă pe timp de noapte. Aha, înțeleg. Ca bufnițele, da. Bine, domnule. Atunci... Acolo vă așteaptă un băiat tot așa mai urât ca mine, așa. Vorba mai bine. Urât. Vorba la bine. Suflet. Nu,
La suflet, la suflet. Nu, e blond. Dumneavoastră, și... după prima impresie, sunteți un om de treabă, mai ales având în vedere că Eddie știu că umblă numai cu oameni de treabă și cu oameni de încredere. De-aia am apelat la el. Altfel n-apelam la înțeles, el. Am înțeles. Eu am luat legătura cu domnul Eddie de acum o lună, dacă mă înțelegeți, și mi-a spus că era și el foarte ocupat, după care mi-a spus că dumneavoastră ați avut nu știu ce probleme pe aici și a trebuit să dispăreți perioadă avut, scurtă. Am avut niște probleme pe aici cu ceilalți. Bine, domnul. Da. Atunci eu zic să mergem, nu să nu mai stăm prea mult la vorbe, da, că poate... Așa, am spus că aveți avion acum curând, așa păi că asta zic. E după. Bun, da, ta, deci asta este Duba? Da. Conduci tu rolică okay. Sau conduc eu? Nu, conduc tu. Bine, mă rog să aveți grijă să nu vă răsturnească ea și... Nu o răsturnăm, domnul, nu o răsturnăm. Să trăiți! Bine, fabrica de cherestea. Da, să aici. Explozivile. Bă, dar nu-i bine aici, o să pun aici. Să aveți grijă. Oricum, în caz o să o luăm pe la casino pe aici. Da. Hai că acum o să sun la băiatul care vă așteaptă acolo. Du-te până la limuzină acolo, că am, ți-am adus ceva, un cadou, în spate acolo, okay. În bagaj. Okay. Bun. Păi băieți, fiți atenți, leg. Aveți grijă ce faceți cu transportul ăsta, că dacă îl pierdeți cumva sau îmi taie mie cap și vouă la fel. Bă, ai grijă, mă. Cum să o pierde dacă a zis că n-are David treabă cu poliția și cu nimeni? Păi exact, frate. A zis el așa, dar nu e chiar așa. Hai că încercăm, băi, Edi, încercăm. Aveți grijă, dacă nu... Eu Edi, stai liniștit, Edi. Hai că mergem, că avem zbor. Da, bun, hai, duceți-vă. Hai, dă-i. Dă-te că-i dau. Bă. Da, bă. Trebuie să merge tocmai la chirestea, băi, mie nu prea... A, măi, floare la ureche. Zici tu că suntem evidenți cu Duba asta? Pot să iau și pe câmpă cu Duba asta. Și că nu suntem evidenți? Păi tocmai cu asta cred că, bă, nu știu, nu prea... Bă, liniști, Rolică, tot ai... Bă, Rolică, ți-e prea multă frică ție. Nu prea ai făcut transportul la viața ta, a? Eu am mai făcut, dar... Băi, ți-a apăsat toată lumea pe butonul de like pentru că mergem să facem transportul ăsta pentru mafia Curcubeu, băiți. Bă, Rolică, ce naiba? Toți dușmanii nu-s aici. Aici e alt oraș, aici toată lumea e mai... Bă, dușman. Ok. Nu mai șmecher, înțelegi? Lumea e altcumva, e mult mai... Mult mai pacifistă. Mult mai... Cizelată, înțelegi tu, da, nu știu ce înseamnă la da. Mai respectuoși, mai de cuvânt, mai loiali. Adică dacă, de exemplu, eu spun, băi, te ajut cu chestia aia, într-adevăr așa va fi, gen, om de cuvânt. Păi da. A, bă, Rulică, mai avem 10 minute maxim și ajungem, ești nebun la cap. Lasă-mă, că dacă n-am fumat numai 5 țigări am fumat. Unde? Bă, ce, mă? Bă, am văzut ceva în oglindă, mă. Te văzut pe tine. Te-ai speriat de tine, este? Bă, tași, că mie nu mirosa bine deloc. Bă, Rolică, e o zi frumoasă de marți. Bă, soarele-i pe cer. Ce marți, mă? Unde? Bă, marți, azi e marți. E marți dimineață. Vezi că dacă am dormit atât de mult? Păi vezi. Am băgat somn pe avion, păi, dar mi-e și rău, frate, de la avionul ăla. Mi-e teamă acum când ne întoarcem înapoi. De ce, mă? Acum când ne întoarcem, păi, cum de ce? Păi de ce? Bă! Ce, mă? Bă, uite-te în oglindă, bă, în spatele nostru, bă! Bă, ce e ăla, mă? Bă, ți-am zis! Bă, elicopter banană de la frate! Bă, că nu e bine, ți-am zis! Dă-te că am băgat viteză! Dă-i! Dă-i, stânga-dreapta, dă-i! Bă, ți-am zis, nebunule! Fugi! Bă, Rolică! Mă, prea deconcentrez tu! Dă-i, în spatele lui. Nu! Dă-i, scapă de el, Andres, că murim! Stânga-dreapta, spate, față, frână, să nu mă prindă! Dă-i viteză, mai bine dă-i viteză! Bă, nu-i dă, frate, e a 6 și la podea! Vai de capul, ne-am dat, dracu, ia-o parătură, fă ceva, ia-o pe între pomi! Ia-o pe aici, pe între pomi. Rolică, e totul sub control, fra.
Nu știu ce să zic, ăsta e tot în spatele nostru. Ia-o între pompa aici să nu poată să vină. Olic, e totul sub control. Mă tem rău de tot. E totul sub control. L-am păcălit. Nu păi ce să zic, îi văd umbra. Pe dreapta. Stânga, dă-i tare. Hai că poate reușim să ajungem. Bă, dacă ajungem, stăm ce mai șmecher. Pe stânga, dreapta, că ne ia. Pe stânga, dreapta. Bă, nu! Bă! Nu! Bă, ne-a luat. Bă, leu. Bă, cine vorbește, mă? Cine vorbește, mă? Bă, care ești, mă? Andrei! Care ești, mă? Cine e sifonat, mă, astăzi? Bă, Bădescu, l-am sifonat ieri, mă! Bă, e Bădescu! Bă, ce cauți aici, mă? Bă, am venit după tine, băi! Bă, de unde Bădescu, dă-ne drumul, cum știi de noi? Cineva ne-a dat în gât! Cineva ne-a dat în gât! Bă, dă-ne drumul, Bădescule! Vreau să te duc să-l omori! Bă, Bădescu, dă-ne drumul, n-ai să scape așa, o să vină toată mafia pe tine. Dacă pun mâna pe tine... Bădescu, o să vină toată mafia după tine, bă. Bădescule, spune-mi cine ne-a trădat. Cine ne-a dat în gât că venim aici? Ei, șeful, vreți să-i omor șeful sau... Da. Bă, nu omor... Bădescule, gândește-te bine ce faci. Bădescu, dă-ne drumul, m-am regândit la oferta ta. Nu! Nenorocitule! Mă, Rolica, unde e, mă, Rolica? Mă, Rolica, nu muri! Mă, Rolica, ești bine? Rolica! Bă, ești bine? Bă, ești bine, Rolica? Bă, ți-am zis că nu e bine! Nu sunt bine deloc! Hai la mal, cu mânotă! Ai, bă, la mal! Bă, cum mă știu, mă, că mergem? Bă, avem un trădător în mafie. Bă, ne-a trădat, mă, am fost trădat, mă, i-a zis cineva, mă, că ne-am luat biletele și pe unde venim, bă. Bă, dar cine i-o fi zis, frate? Dacă se cunoaște cu Eddie, cine putea să știe, că nu știe nimeni. Bă, dar de ce Eddie ar face ceva de genul, nu cred că Eddie. Că Eddie a zis, bă, dacă se întâmplă ceva, îl omoră pe el, ești nebun. Aleu. Bă, băi, scrieți în comentarii cine credeți că ne-o turna, frate. Ce zici? Tu dai seama că o să aibă și ei de probleme și noi? Hai de capul meu! Nici nu mai avem armele. Bă, nici drogurile, nici armele, și explozibilul. Bă, ăsta n-a știut ce-i în dubă, bă. El nu fi crezut că nu m-am închiriat duba să ne deplasăm? Eu nu cred. Eu cred că a știut ce avem și a vrut să ne facă rău. Eu cred că ne-a spionat, Rolic. Bă, trebuie să aflăm cine a dat detalii despre noi. Neapărat. Mamă, cum ne întoarcem? Cum ajungem noi la aeroport? Că acum ăla o să sune. Hai că poate găsim o mașină, ceva. Păi da, dar ăla o să sune când am ajuns acolo, frate. O să-i spună la ăla, ăla o să înceapă să ne caute cu oamenii. Hai să vezi că o să mă sune Eddie în curând. Bă, hai să luăm repede să ajungem pe mal, frate. Bă, dar ăsta e malul? Ăsta e malul? Am avut un sentiment ciudat, da. Bă, nu-i malul ăsta, mă. Am avut eu un presentiment urât, bă, frate, bă. Bă, ăsta nu-i malul, mă. Cu ce ajungem? O luăm la not? Pe unde trebuie să ajungem? Trebuie să ajungem la mal, acolo. Unde vrei? Acolo la far? Acolo la far. Bă, cum ajungem, mă, la mal, Rolica? Bă, uite, bă, Andrei, fac... A? Uite, bă, un jet ski. Uite, jet ski. Hai, repede, că ne-l ia la mal ăsta. Bă, leu. Bă, să nu afle, frate. Trebuie să ne mișcăm repede la aeroport, bă, Rolica, mă auzi? Nu prea te aud eu. Unde mă jet ski-ul? Unde-i jet ski-ul? Unde-i jet ski-ul, mă? Hello, păi, am să îl duce la maleș nebun? Bă, unde e? Bă, Rolica, tot la not ajungem. A dispărut, l-a luat valurile, să mor, l-a luat valurile. Tot la not ajungem. Știi eu, mă, tot la not ajungem. Uite acolo o mașină. Bă,
Mamă, nu mai poroli că am obosit să moară Gibilan. Să moară Gibilan, dar n-am obosit. Bă, am cobit, bă, rolică. Să moară Gibilan, dar n-am cobit. Bă, trebuie să-mi dau hainele astea jos, frate. Pai de cap. Mamă, ce mamă. Da un kilot, spana mea. Hai să mergem. Hai, zai și tu. Și tu ai kilot, cu inimii are. Hai să mergem. Vuliu. Calmează-te, calmează-te, știu. Gata, gata, gata. Hai de viața mea. Bă, văzusem o mașină aici. Uite-o, bă, uite, uite. S-o spargem, fii atent. Ce mă claxonez, mă? Uite că am crăpat ușa. Sparge geamul. Hai să leg firile. Ia ce maș, ia ce melodie auzi. A, nu, bă, sună cineva. Alo, da? Alo, bă, mă, Andrei, mă auzi? Da, ce zici, mă? Bă, ce-ați făcut, mă, acum cu transportul ăla? Duce-n transportul, bă, m-a sunat, bă, ăla și-a zis că ceva nu e bine, că îi apare că, na, s-a uitat că mașina e undeva lângă un far. Dar ce, avea GPS mașina? Da. Bă, cum o ducem? Ne-am oprit un pic pauză de masă, știi? Bă, o duceți repede, că ăsta ne taie. Da, ce bine, rolic. Da, mă, dar stai liniștit, e tot ok. Bine, hai că mă sună iar. Hai, te pup. Băi, jale. Ce, de ce? Bă, mașina aia avea GPS, rolică. E? Avea GPS și m-a sunat ăsta, ce ați făcut? Că trebuia să ajungem acum 15 minute. Bă, tu ești nebun. Am belit-o. Știi ce trebuie să facem, nu? Să fugim repede la aeroport. Să fugim direct să fugim, bă. De era ăla așa sigur, de era ăla așa sigur. Bă, dar parcă am cobit, bă, frate, bă. Cum mașinile astea, mă? Bă. Ăștia ne caută, mă. Ne-a luat, Andrei. Ce ne-a luat, mă, ne-a luat? Ne-a luat, fugi, Andrei. Bă, s-au întors mașinile alea. Da. Bă, pe ăla dacă a zis că avea GPS, ăștia, poate ori fi ăștia. Bă, să intre noi, bă. Bă, ne claxonează ăștia. De ce? Dă-i, fugi. Da, bă, poate nu să e. Da, ce s-a întâmplat? Da, domnul. Am făcut ceva? De ce? Vă leu, ne taie gâtul. Bă, dă-i, ăla, îl cunosc după sacul. După sacul, are sacul ăla alb. Bă, leu, iar mă sună. Bă, leu, dar nu pot să răspund, să conduc în timp. Bă! Alo! Bă, vezi că o trimis ăștia băieți după voi, vezi că o trimis băieți după voi. O trimis? Păi văd! Verifice. Bă, Eddie, ascultă-mă, frate! Mă asculți? Da, te ascult, zi. Bă, tu trebuie să te duci repede la aeroport să pregătești avionul. Ok, o să fie în hangar acolo. Bă, nebunule, o să vii cu noi, ai înțeles? Fă stânga. Bine, hai că o să încerc să mă grăbesc. Ca să nu te omoare ăsta. Hai, pa, închide tu. Fă stânga. Hai, pa, închide, ai închis? A închis. Dă-i, că o să ne pierdă pe aici. Dă-i repede, că ne pierd pe aici. I-am pierdut deja. Pai de viața mea, bă, rolică, bă. Bă, noi trebuie să fugim urgent la aeroport. I-am zis, m-a sunat Eddie, a zis că vine cu mașina. Bă, crezi că putem avea încredere în el? Nu cu mașina, pregătește avionul, nu mașina. Crezi că putem avea încredere în el? 100%. Bă, sigur. Da. Bă, după ce tot ce s-a întâmplat și cum a dat Bădescu de noi, eu nu mai am încredere în nimeni. Bă, Bădescu. Cineva din mafie ne-a... Au! Aoleu! Bă, cineva din mafie, frate, ne-a dat în gât. De cum s-a făcut mașina? Bă, dar cine știa, mă? Cine știa de planul ăsta? Cine știa că venim noi aici să cumpărăm arme? Cine? Asta mă întreb și eu, Rolica. Asta mă întreb și eu. Tu, știa Eddie, știa... Cine mai știa, mă? Nu știu, frate, toată mafia știa. I-am anunțat. Păi, Dan, tu trebuia mai bine să fii spus înainte. Păi amândoi le-am zis, frate. Dar chiar, pe la urmă, cu cine ai lăsat oamenii? Vă-s pe mâini bune. Pe mâinile cui? Sper că nu pe mâinile lui Eric.
Nu. Sunt băieți de încredere. Bine că i-am pierdut pe aia, frate. Bă, nu mai e nimeni, mă uit în spate și nu mă... Bă, era cât pe aici să pună mâna pe noi. Tu n-ai văzut, erau trei mașini după noi, bă. Ne omora, pur și simplu ne omora. Ușor. Bă. Dă-i ușor, fratele meu, nu mă speria. Hai mă, liniștit cu mine, ți-e frică. Trebuie să luăm ceva de băut și de mâncat de aici. E aici, da? Magazinul în față, știi? E aici magazinul? Ok. Da, pe aici, pe undeva e un magazin. A cât o preț la ăsta din stânga de aici? Bă... Cum am scăpat pe Ana mea? Hai mai bine jos la ăla, dă-mi în față, că aici nu cred, dă-mi în față. La ăla de jos? Da, dă-mi mai în față. Iar mă sună. Da, mă, da. Aici. Bă, vezi că v-am pregătit avionul, e lângă hangar acolo frumos. Bine, mă, bine. Eu, hai că eu mă duc cu un băiat cu un elicopter și ne vedem noi în celălalt oraș. Bine, hai, vă salut. Bine, ai, pa. Dă-i, fugi, că ne-a găsit, Andreț. Păi și ce vrei să fac, frate? Nu am mai luat mâncare și apă. Uite unde era, bă. Chiar așa foame ție? Băi, mi-era un foame, dar dă-i acum, mai luăm. Îmi trece foame. Lasă-mi ce... Ia uite, bă, eu nu prea văd. Bă, frate, dar nu scăpăm deloc. Uite pe ăsta cum vine. Dă-i, că uite-l, văd în oglindă. Trebuie să scăpăm de ea. Trebuie să plecăm din oraș. Bă, trebuie să ajungem pe aeroport urgent, Andres. Cum scăpăm de ăștia? Că ăștia ne fac... Ne ia pielea și ne face păpuci. Asta se ține după noi, mai cineva după noi? Mamă, GTR are. Gata, îi dau talpă, Rolic, că îi dau talpă. Dă-i talpă, că vin și el. Și fii atent, vreau să fac o schemă. Dacă nu, au. Nu, ia asta schema, nu ia asta schema. Au. Ne prinde ăștia. Lăsați-ne. Bre! Dă-te jos de mașină că am cuțitul la tine. Am cuțitul la gât. Dă-te jos de mașină că am cuțitul la gât. Am cuțitul la gât. Are cuțitul pe gâtul tău. Am cuțitul la gât. Urcă. Fugi. Și amă, alții. Mama, a venit, pleacă unul, vine altul. O, mă, ce merge mașina asta? Ești prost? Mamă, ce merge Nissan-ul ăsta. Mi-a scăpat de gata. Mamă, ce ne urmărea fraierul ăla. Aleo, Rolică, trebuie să mă duc la doamna doctor. Trebuie să mă duc când ajungem la spital înapoi. Roagă-te la Dumnezeu să ajungem la aeroport. Au. Ești pregătit de schemă? Nu prea. Că numai scheme am făcut astăzi. Păi și m-am dus. Nu! Ah! Au! Hai la avion, repede! Hai să mergem! Hai, Rolica, fugi că vine! Uite! Dă-i, băi, unde e Edi? Bă, lăsăm pe Edi aici! Bă, n-avem încotro! Pare rău, Edi! Bă, uite mașina. Păi am văzut-o, frate. Bă, uite, decolează. Mamă! Vai de capul meu, cum au venit. Era să intre noi, bă, Rolica, bă. Am scăpat.
Dar fără arme, rolică. Mai venim să mă luăm arme o pulă de aici. Nu mai venim. Nu mai are rost să mai venim. Era să murim, bă. Era să murim. Bă, rolică, bă. Ne întoarcem acasă vii, dar fără arme. Ce facem? Ce le zicem la băieți? Suntem vii. Ce să zicem? Dacă mai aveam și noi mai mulți cu noi, era altceva. Era altceva. Bă, băieți, bă. O nebunie totală ce s-a întâmplat azi. Oricum, bă, băieți, cam acesta a fost episodul de astăzi. Mamă, pe câte am trecut astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu vine să cred. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share și să vă abonați cont via să continui. Eu am fost Andrex, serverul pe care m-am jucat astăzi a fost Red Path. Aveți toate detaliile serverului în descriere. Bă, lasă, bă, nu apăsa pe butoane. Bă. Iar noi ne vom auzi mâine sau săptămâna asta la un nou episod sau la un nou live. V-am pupat.